Ilan Șor a finanțat campania electorală a lui Vladimir Plahotniuc înainte de alegerile parlamentare din noiembrie 2014, din bani furați de la cetățenii Republicii Moldova. Cel puțin două plăți efectuate pentru concertele electorale ale Partidului Democrat au fost făcute de pe conturile unei firme care a primit credite de la Unibank și Banca Socială. Afirmația este făcută de către Ion Crețu, unul dintre avocații fugari a lui Veceslav Platon. Procurorii au probe în acest sens, dar le ascund pentru a-i proteja pe Șor și Plahotniuc. În timp ce întreaga societate discută despre alegerile invalidate din cauza unui îndemn de ieșire la vot lansat în ziua scrutinului de către candidatul câștigător, apar tot mai multe semne de întrebare cu privire la legalitatea rezultatelor altor alegeri care au avut loc până acum, nu doar locale și nu doar din prisma prevederii din codul electoral, prin care se interzice agitația în ziua votului. Bună oară, avocatului Veaceslav Platon, Ion Crețu, susține că invalidatea ar trebui să fie rezultatele alegerilor parlamentare din 2014, dar nu pentru o presupusă încălcare interpretabilă, ci pentru o crimă precum finanțarea campaniei electorale din bani furați de la cetățeni, comisă de actualul partid de guvernământ. Ion Crețu susține că a obținut din surse ale căror identitate vrea să o protejeze extrasele din conturile firmelor implicate în frauda bancară din 2014, documente care s-ar afla în posesia procurorilor moldoveni încă din 2015. Avocatul a examinat minuțios aceste rulaje bancare și a făcut mai multe descoperiri cu privire la drumul banilor furați din sistemul bancar al Republicii Moldova. În ediția anterioară a emisiunii am prezentat documente, potrivit cărora o parte din banii sustrași a fost utilizată pentru procurarea de către Ilan Șor a unui avion. Precizăm cu această ocazie că Procuratura Anticorupție încă nu ne-a răspuns la solicitarea oficială de informații cu privire la acest subiect. În prezenta ediție vom arăta extrase bancare din care rezultă bănuiala că o altă parte din bani a fost utilizată de către Ilan Șor pentru sponsorizarea unor evenimente electorale ale Partidului Democrat. Este vorba despre coincidențe suspecte, în măsură să pună la îndoială nu doar legitimitate, dar și legalitatea actualei guvernări. Ilan Șor a finanțat Partidul Democrat din bani sustrași din sistemul bancar al Republicii Moldova, în campanie electorală la alegerile parlamentare din 2014. Sunt mai multe transferuri, inclusiv sunt transferuri de la companiile lui Ilan Șor din Republica Moldova, care au primit credite de la Banca Socială, Unibank, Banca de Economie. Sunt mai multe transferuri, însă unul din transferuri la companiile lui Ilan Șor din Republica Moldova, care au obținut credite, a fost transferat inclusiv de la Unibank, a fost transferat prin alte companii nerezidente, tot al lui Ilan Șor, care a fost implicate în furtul miliardului și prin spălare de bani. Și a fost transferat pentru achitarea avionului care a fost adus Galkin, Malachov și Laima pentru concertul din 27 noiembrie 2014, înainte de alegerile parlamentare, în susținerea Partidului Democrat. Alt transfer este pentru... a fost achitat cântărețul Toto Cotuniu, care a participat la fel la concertul Partidului Democrat organizat pe data de 26 noiembrie 2014. Despre câte credite vorbim? Despre două credite. Un credit din august 2014 la Unibank, sumă de 2 milioane de dolari, și alt credit de la Banca Socială în luna noiembrie 2014, în sumă de 2 milioane, însă de euro. Astfel, Ilan Șor a finanțat Partidul Democrat în electorală din banii și strași sistemul. Prin aceste acțiuni, prin finanțarea ilegală a Partidului Democrat, din mijloacele prin strași din sistemul bancar, a ajuns la concluzie că ilegal sunt la guvernare acum, deoarece nu dau să participe la alegerile din 2014. Precizăm că în 2014, cu 3 zile înainte de alegerile parlamentare, Partidul Democrat a organizat un concert electoral care a durat 2 zile, pe 26 și 27 noiembrie. Atunci, pentru fanii PD au cântat artiști din Europa, printre care Toto Cutuniu, și din Rusia, inclusiv Maxim Galkin, Laima Vaicule și Andrei Malachov. Anume, prezența acestor patru ar fi fost asigurată de către Ilan Șor.
Vom descifra în continuare fiecare dintre cele două transferuri pe care avocatul lui Platon le califică drept dovada faptului că fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii a sponsorizat campania electorală a Partidului Democrat din bani proveniți din creditele neperformante, prin care, în 2014, au fost devalizate Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. În ambele cazuri figurează firma din Republica Moldova Contrade și offshore-ul britanic Hesburg. Pe ambele, Shore le-a recunoscut drept ale sale în cadrul unei ședințe de judecată în procesul contra fostului deputat Kiril Lucinski. SRN-ul Contrade figurează de 19 ori în primul raport făcut de auditorii de la Kroll cu privire la frauda bancară. Agentul a fost unul dintre participanții la devalizarea Băncii de Economii prin schema creditelor frauduloase în care au fost implicate Banca Socială și Unibank. Anume, de la ultimele două instituții financiare a primit numeroase împrumuturi compania Contrade, unul dintre acestea pe 1 august 2014, când Unibank i-a eliberat un credit de 2.083.000 de dolari, echivalentul la 29 de milioane de lei pe atunci. În aceeași zi, SRL-ul din Republica Moldova a transferat întreaga sumă pe contul offshore-ului britanic General Trade, una dintre entitățile utilizate în schema furtului bancar din 2014. General a convertit la rândul său pe 8 august 2014 o parte din bani în euro, iar pe 15 august a trimis 11.100 de euro pe contul unui alt offshore britanic, Hesburg, cel pe care Shore l-a recunoscut drept al său. În aceeași zi, Hesburg a efectuat o plată de 11.400 de euro pentru o cursă charter către Blue Jet, o companie din Polonia care prestează servicii aviatice și care a fost redenumită ulterior în Jet Story. Unul din 13 avioane operate de această firmă este un Cessna Citation Sovereign, model 680 cu numărul de înmatriculare SPEAR. Această informație este disponibilă pe site-ul Organizației Europene pentru Siguranța Navigației Aeriene, Eurocontrol, unde este indicat și faptul că avionul se află în dotarea companiei poloneze din 2013. Anume, această aeronavă i-a adus din Rusia la Chișinău în ziua de 26 noiembrie 2014 pe umoristul Maxim Galkin, pe interpreta Laima Vaicule și pe prezentatorul TV Andrei Malahov. Pe imaginile difuzate de televiziunile oligarhului Vladimir Plahotniuc, care i-au întâlnit pe artiști la aeroport, apare numărul avionului. Rușii au participat a doua zi, pe 27 noiembrie 2014, la concertul electoral organizat de Partidul Democrat. Plahotniuc s-a întâlnit personal cu ei, lucru pe care l-a făcut public prin intermediul unor fotografii postate pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Pentru susținerea acordată în campania electorală, oligarhul le-a mulțumit celor trei, dar și altor interpreți care au cântat pentru PD la acel concert. Aceleași firme figurează și în cazul celei de-a doua plăți. De această dată, banii au provenit de pe un cont al SRL-ului Contrade de la Banca Socială, cea de-a doua bancă din care a beneficiat de mai multe credite. Pe 10 noiembrie 2014, firma moldovenească a transferat 2.300.000 de euro pe contul offshore-ului britanic General Trade, care peste 3 zile a făcut două transferuri către Hesburg, 20.100 și 28.100 de euro. Hesburg, la rândul său, transferă în aceeași zi 20.000 de euro către Bach Studio Recording SRL. Este vorba despre o firmă italiană cu sediul la Milano, care percepe plățile pentru aparițiile pe scena lui Toto Cutugno. Peste mai puțin de două săptămâni după acest transfer, renumitul interpret italian a cântat la Chișinău, la concertul organizat de Plahotniuc pe 26 noiembrie 2014. Rezumatul declarațiilor făcute de Ion Crețu ar fi următorul. Offshore-ul britanic al lui Ilan Shore Hesburg a acoperit cheltuielile electorale ale PD-ului lui Vladimir Plahotniuc cu bani proveniți de la firma lui Shore Contrade, care a primit credite de la Unibank și Banca Socială și, prin intermediul acestor împrumuturi, a participat la schema devalizării Băncii de Economii, pe când toate cele trei instituții financiare erau controlate de actualul primar de Orhei. Avocatul Crețu examinează oportunitatea depunerii unei contestații la Comisia Electorală Centrală, chiar dacă, potrivit lui, informația nu este o noutate pentru autorități. Considerăm că este și oportun de a depune și o contestație la Comisia Electorală Centrală, deoarece s-au ascuns această informație, deoarece a fost Partidul Democrat finanțat banii strași din sistemul bancar, ilegal se află la guvernare și legal au participat în acea campanie electorală. Vom sesiza Comisia Electorală Centrală, deoarece s-au depistat aceste probe privind finanțarea Partidului Democrat în campaniile electorale din 2014, din banii strași din sistemul bancar. Astfel, Comisia Electorală Centrală urmează să decide
deoarece la acest moment a fost descoperite, deoarece procuratura, inclusiv serviciul spălării banilor, au ascuns informația privind finanțarea partidului din mijloacele financiare și trase din sistemul bancar. De aceea, urmează ca să decide din punctul de vedere de a exclude candidatul Partidul Democrat din lista candidaților în alegerile parlamentare din 2014. Se dovedește faptul ascunderii acestei infracțiuni de către Procuratura Anticorupție, deoarece ei cunosc destul de bine. S-a finanțat și Partidul Democrat și nu s-au mai dus aceste mijloace bănești. Eu înțeleg bine, Procuratura tot are aceste rulaje pe care le aveți dumneavoastră. Sigur, 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 sigur. Procuratura le are din 2015. Și din 2015 putea să sesizeze Comisia Electorală Centrală, să stabilească faptul că în alegerile parlamentare din 2014, Partidul Democrat a utilizat surse financiare din sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova, prin intermediul lui Ilan Șor. Sunt conștient că dacă ei până acum au ascuns această crimă, inclusiv și în continuare vor ascunde. Parcă ne-am luptat cu morile de vânt. Asta este justiția în Republicii Moldova. Dar mergem în continuare, mergem înainte. Am expediat o solicitare la Comisia Electorală Centrală pentru a ne preciza ce riscă un partid care nu și-a raportat corect cheltuielile în campania electorală, dar a intrat în Parlament. Un răspuns încă nu am primit. Solicitat să comenteze acuzațiile lui Ion Hețu cu privire la sponsorizarea campaniei electorale a Partidului Democrat din bani furați din sistemul bancar, purtătorul de cuvânt al formațiunii Vitalie Gamurari a calificat declarațiile avocatului lui Platonă drept o încercare de a-și apăra clientul. Cităm, prin alte mijloace. Reprezentantul PD-i sugerează lui Ion Crețu să sesizeze, cităm, organele respective, adică instituțiile pe care Crețu le acuză de tăinuirea informației și protejarea intereselor lui Șor și Plahotniuc. Reșind din faptul funcția pe care o deține și rolul pe care îl are dumnealui, deci eu nu aș vrut să dau careva interpretări din punct de vedere juridic, pentru că este evident că este o persoană cointeresată și încearcă prin alte mijloace să șape clientul său. Eu cred că dacă într-adevăr are careva probe, dumnealui este avocat, este jurist de profesie, știe, cunoaște foarte bine care sunt procedurile și atunci se sesizeze organele respective, fiindcă altfel această declarație apare una un pic politizată și care nu are acele, să spunem, probele juridice sunt un pic lovite de, hai să nu spun nulitate, dar sunt lovite de neîncredere. Dar, eventual, este posibil să prezentați publicului facturile din care PD a plătit pentru prestația lui Toto Cutuniu de la acel concert pentru avionul care a fost adus la Chișinău, interpreții Galtin, Vaicule și jurnalistul Malahu? Informația care este prestată de către partid la finele anului este publică, acolo probabil că pot fi găsite oricare informație atunci când se prezintă darea de seamă raportul respectiv. Cred că aceasta este cea mai bună soluție. De fapt, PD a început să publice rapoarte financiare abia din 2016 și nu are pe site-ul său vreo dare de seamă pentru 2014. Găsim rapoarte financiare pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, unde a fost obligat să le depună pentru campania electorală pentru alegerile parlamentare. În aceste documente nu se conține informații cu privire la oarecare plăți pentru interpreții care i-au cântat în strună PD-ului pe 26 și 27 noiembrie și nici pentru avioanele cu care au fost aduși la Chișinău. Șefii Procuraturii Anticorupție au refuzat să discute cu reporterul Jurnal TV. Unul i-a dictat un număr de telefon la care nu a răspuns nimeni. Sunt de la Jurnal TV, vă telefonez, aveți un minut? Am, dar sunați 4909. Mersi mult. Alta l-a redirecționat către serviciul de presă. Eu sunt plecat în depășare de serviciu. Orice întrebare referitoră la aspecte de comunicare, telefonați-o, vă rog frumos, pe doamna Mihalcean. Iar serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție a oferit un răspuns fără substanță, cu fraze lungi la cu totul alte teme, numai nu la întrebarea concretă. Comentează sau nu anchetatorii acuzațiile care avea la dispoziție rulajele bancare ale mai multor firme implicate în jaful secolului și că ar tăinui aceste informații pentru a-i proteja pe Ilan Șor și pe reprezentanții Partidului Democrat. În răspuns se conțin doar fraze de genul:
Procuratura Anticorupție a elaborat în colaborare cu CNA strategie de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, prezentată public la data de 13 iunie curent. Acțiunile procurorilor sunt îndreptate spre finalizarea investigațiilor și adoptarea unei hotărâri motivate prin prisma probelor concludente și pertinente administrate. Anume, la acea etapă va fi posibilă furnizarea de informații suplimentare privind circumstanțele elucidate în investigarea faptelor legate de frauda bancară. E al patrulea an de când procurorii administrează probe concludente și pertinente, dar nu e clar de ce le ignoră pe cele evidente și de ce nu răspund la întrebări concrete. I-am oferit și lui Lanșor dreptul la replică, prin intermediul purtătoarei sale de cuvânt. Ca de obicei însă, primarul de Orhei, condamnat în primă instanță în dosarul furtului din bănci, a evitat să facă vreun comentariu. Avocatul Ion Crețu afirmă că mandatul de arestare emis pe numele său acum câteva luni și imediata anunțarea sa în căutare ar avea legătură cu faptul că obținut aceste extrase bancare ale firmelor implicate în jaful secolului, din care este clar unde s-au dus banii furați. Precizăm că omul are statut de acuzat într-un dosar penal deschis pentru trafic de influență în martie 2014. A fost reținut într-un moment în care avea asupra sa 15.700 de euro. Această sumă este calificată de procurori drept mită, în timp ce inculpatul afirmă că era o plată pentru serviciile juridice acordate unui client în bază de contract. Procesul de judecată durează de mai mulți ani, iar pe 28 februarie 2018, pe numele lui Ion Crețu, a fost emis un mandat de arestare pe motiv de neprezentare la o ședință, chiar dacă lipsa sa de la proces a fost motivată de o internare. Avocatul afirmă că reținerea sa a fost dispusă la mai puțin de 10 zile după ce a obținut extrasele bancare din dosarul furtului miliardului și a început să vorbească despre informațiile care se conțin în aceste documente, despre faptul că reducerea sa la tăcere s-a dorit brusc în 2018 într-un dosar care durează din 2014, ar vorbi mai multe elemente. De exemplu, detaliul că în seara zilei în care a fost emis mandatul de arestare la judecătoria Criuleni, avocatul era deja anunțat în căutare. Asta deși instanța a expediat poliției decizia sa abia peste 5 zile și deși o altă hotărâre cu privire la anunțarea în căutare a fost luată de instanță abia peste 2 luni. Colaborarea dintre Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc este evidentă pentru cei care urmăresc ce se dă pe post la televiziunile oligarhului. Aceste instituții media nu scapă vreo ocazie să-i facă lui Șor reclamă politică prin materiale în care îi laudă proiectele și îi reflectă toate acțiunile dintr-un punct de vedere pozitiv. Îi spună respectuos primarul de Orhei, dar uită să amintească despre faptul că a fost condamnat în dosarul fraudei bancare, că anume lansarea candidaturii sale în alegerile locale din 2015, inclusiv cu suportul mediatic al televiziunilor lui Plahotniuc, l-a scos din pușcărie după ce a fost arestat, iar justiția a decis că ar avea dreptul să fie ales. Partidul lui Vladimir Plahotniuc a obținut în rezultatul scrutinului din noiembrie 2014 19 fotolii în Parlament, doar 19 din totalul de 101. Astăzi controlează oficial mai bine de jumătate din legislativ și tot guvernul, iar neoficial are în pomn instituții care, prin definiție, ar trebui să fie în afara politicului, Procuratura, Comisia Electorală Centrală sau judecătoriile, inclusiv cele superioare.